întrebat de lume din piață de ce nu folosim exclusiv carne. Eu lucrez cu carne de vită, preponderent, și coadele asta este cea mai folosită de mine. De ce nu folosim carne de vită din România? Răspunsul este simplu, pentru că am, ca în toate business-urile, ne raportăm la calitate-preț. Am găsit calitate-preț mai bună afară. Sincer să fiu, de multe ori mi-a pus întrebarea cum pot să iau o vită care a crescut în România, a fost trimisă și a maturizat în Italia și apoi la mine ajunge mai ieftină decât dacă aș putea să cumpăr din România. Văd că se știu aceste probleme și văd că se lucrează intens în remedierea acestor mici defecțiuni ale sistemului și nu vreau decât să sper că în curând voi fi pus în fața unei provocări, aceea de a folosi și de a avea o secțiune în meniul restaurantelor pe care le conduc cu vită crescută în România, made in Romania, așa cum place tuturor să viseze. Noi suntem deschiși acolo, acolo, în schimb, oricât de patrioți ar fi, suntem patrioți și suntem gata să ajutăm această industrie să se dezvolte, să creștem împreună. În schimb, din patriotism, nu putem să ne sabotăm business-ul la care lucrăm. Deci va trebui să fim foarte atenți și să obținem în același timp și prețurile pe măsură și să putem să creștem împreună. Și cred că așa vom crește organic și sănătos. Suntem unii din pionierii celor care au făcut burger proprii, deci avem o carmangerie proprie unde procesăm. În numai 3 ani de zile am ajuns să procesăm 12 tone de carne pe lună. Și estimările mele, cred că la anul vom ajunge undeva la 18-20 de tone dacă lanțul se va extinde așa cum ne așteptăm. Avem rețetele noastre proprii și vindem și în afară de locațiile noastre în care comercializăm burgerii care îi facem, vindem și în Horeca, altă restaurante. Potențialul este foarte mare. Piața de porc, să nu uităm că vita era cea care suferea la un moment dat în România, tocmai datorită faptului că eram un popor genetic consumator de porc. Schimbă foarte puternic. Acum vin culmea foarte mulți porci din Spania. Unde să ne avem crescători de porci foarte mari. Aduc aminte copilăria mea. La Timișoara era și la Contima, acolo se făceau erau abatoare la Călăraș. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, sincer. În schimb, am văzut că au apărut acum un restaurant în București care vinde hamon de mangaliță. Făcut de un producător local. Un produs de o calitate senzațională. Credeți-mă de cuvânt. Eu, într-un meniu pe care îl urmăresc restaurant care o să deschid una viitoare, am băgat porc de mangaliță. Tot de la un producător local. Deci noi punem umărul și încercăm să suportăm atât cât putem de mult producție locală. În schimb, rabata calitatea nu putem să facem, pentru că asta ar însemna, așa cum a